Festivalul Național Cupa Dunării de Gimnastică Aerobică, aflat la cea de-a patra ediție, a reunit aproximativ 250 de concurenți din toate colțurile țării. La ediția din acest an au participat copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani din București, Caracal, Craiova, Petroșani, Ploiești, Slatina, Arad și Asociația Millennium Art din Giurgiu. Competiția s-a desfășurat pe trei nivele de pregătire: începător, avansat și performant. Sportivii din cadrul Asociației Millennium Art au fost înscriși în concurs la toate cele trei nivele de pregătire și au demonstrat încă o dată cât de buni sunt. Sunt multe emoții, festivalul de gimnastică aerobică este la ediția a patra și sperăm să termine ziua cu bine și toată lumea să fie mulțumită, să câștige cât mai multe premii. Pregătiți au fost și ceilalți copii care s-au prezentat la competiție, dovadă fiind încrederea pe care le-au acordat-o antrenorilor. În comparație cu echipele adverse, cum vi se par elevii dumneavoastră? Bun, de regulă! Noi întotdeauna am avut rezultate foarte bune la nivel național, așa că nu ne plângem, mulțumim. Concursul e foarte bine organizat, ne bucurăm că se la Giurgiu și o să mai venim. Tinerii din cadrul Asociației Millennium Art au reușit să obțină în acest concurs de 13 ori primul loc la diverse categorii de vârstă și probe de concurs. Titlul de sportiv anului 2013 a fost câștigat de Giulia Burcuș din Giurgiu.